Această campanie face parte dintr-un proiect mai larg prin care jandarmii gorjeni vor să ajute comunitatea locală. Campania Donează sânge, salvează o viață este un apel pentru toți cei care vor să contribuie la salvarea celor aflați în suferință. Angajații din Inspectoratul Județean de Jandarmerie Gorj vor continua să organizeze astfel de acțiuni ori de câte ori va fi nevoie. În perioada 11 până vineri, 15 noiembrie, peste 20 de jandarmi gorjeni donează sânge în cadrul unei noi campanii de donare de sânge intitulată Donează sânge, salvează o viață, organizată de Inspectoratul de Jandarmi Județean Tudor Vladimirescu Gorj cu sprijinul Centrului de Transfuzie Sanguină Gorj. În cadrul acestei campanii, 20 de colegi de-ai mei, jandarmi gorjeni, se vor prezenta zilnic la Centrul de Transfuzie Sanguină Gorj pentru a dona sânge și a contribui în acest fel la ajutorarea semenilor. Ca de obicei, mulțumim personalului medical pentru amabilitatea, dar și solicitudinea demonstrată la fiecare campanie organizată de noi pentru binele celor aflați în suferință. Țin să menționez că ultima campanie de donare de sânge am organizat în luna aprilie a reunit peste 50 de colegi care au donat peste 22 de litri de sânge. Această campanie, Donează sânge, salvează o viață, este în sprijinul comunității și o vom desfășura și organiza atunci când este nevoie de ajutor. În viitor, jandarmii din Gorj vor organiza astfel de campanii ori de câte ori va fi nevoie de ajutor.